Bună ziua, dragi prieteni, neprieteni, susținători, troli, cei care ne vor vota, cei care vor sta încă la gânduri. Astăzi, 31 mai, suntem la Comisia Electorală Centrală și deja ne sună că vor să ne voteze cineva. Și am depus actele pentru înregistrarea Partidului Verde Ecologist în cursa electorală din 11 iulie 2021 pentru alegerile parlamentare. După cum vedeți, suntem aici câțiva, suntem puțini, dar avem o listă de 64 de persoane foarte pregătite, persoane diferite de ceea ce ați văzut voi până acum în listă. Numai puțin profesioniști, persoane care au trecut prin diferite probleme, au avut foarte multe reușite, dar nu ascundem că am avut și unele nereușite lucruri, probleme, așa cum fiecare din dumneavoastră. Suntem o listă de 50 la 50, fiindcă în Partidul Verde European, parte a căruia noi suntem deja de 13 ani, acolo este echitatea între bărbați și femei, lucru care cu regret înclipsește aici la noi în Republica Moldova și noi dorim să-l promovăm și în campania asta inclusiv. Asta am făcut în celelalte campanii. Așa facem de acum înainte. Vreau să spun că lista la noi este format puțin diferit. Când o să o vedeți, o să fie plasată pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, plus și noi o să o plasăm astăzi, o să vedeți că lista noastră este deschisă de către Olga Afanas. Olga Afanas, poate că unii nu o cunosc, mai puțin cunoscută în publicul larg, dar oamenii care au de furcă în fiecare zi cu probleme de dizabilități, oamenii care sunt din domeniul psihologiei, oamenii care știu ce înseamnă traininguri pentru femei, o cunosc pe Olga ca o doamnă foarte sărbătoare, o doamnă care să ajungă acolo unde a ajuns, da? A trebuit să muncească de 10 ori mai mult decât noi, cei care nu avem o dizabilitate din fericire. Dar ea nu a dat nimeni jos, a luptat și acum are un nume, are o carieră în spate și una și mult mai bună, noi considerăm, în față. Olga, câteva cuvinte? Scurt, clar, prezitor, așa cum îl chem. Adică cam cum îl cred. Dragi prieteni și prietene, eu mă simt extrem de onorată să fiu astăzi aici, în această echipă extraordinară. Avem o echipă extraordinară care m-au onorat să deschid lista. O listă de oameni dedicați, o listă de oameni care chiar își doresc o schimbare reală în societate, nu doar sub aspect ecologic, ci și social, ci și sub aspectul echității. Sunt într-adevăr trainer de dezvoltare personală și trainer de egalitate de gen și m-am regăsit extraordinar de bine în acest grup și în acest partid. Noi vă îndemnăm să fiți cu ochii pe noi și să fiți alături de noi. Veți descoperi pas cu pas această echipă extraordinară de femei și bărbați 50 la 50, 100%. Asta eu am văzut-o și eu vă certific. Femeile nu sunt la coadă, chiar în frunte. Și femeile sunt frunte și suntem bărbați femei. Eu am văzut lista. Deci este un exemplu pentru celelalte partide, în sens bun, un exemplu care un partid care face mai mult decât 40 la 60 și asta este un deziderat al tuturor și noi îl realizăm chiar. Eu vă urez o zi cât mai frumoasă, vă mulțumesc și vă îndemn să treceți pe verde. Deci, așa, trecem pe verde și Olga, deschizând lista, noi am decis ca să dăm un simbol și un semnal tuturor celor care, pe care noi, societatea, așa, considerându-ne ortodoxă sau tradițională, de multe ori ignorăm, dar sunt oameni capacități enorme și care muncesc zi de zi și noi de-am învățat să muncim în așa mod, noi am fi o societate mult, mult, mult mai avansată. Locul 2 pe listă este
Oleg Brega, după cum cunoașteți, noi am înaintat un demers către întreaga societate civilă, puțin diferit decât toți ceilalți, dar cum am spus eu și mai înainte și vreau să reiterez faptul dat, e omul, din punctul meu de vedere și a echipei noastre verzi, care fiecare vrea să-l aibă alături când e greu. Dar când s-a întâmplat ceva la judecată, te-au călcat în picioare, când guvernarea noastră își bate joc, așa cum de Tudor Pânzari, care tot este la noi pe listă, veteranul din, de la Nistru, care a rămas fără casă și a fost purtat pe drumuri mult. Și mulți alții. Dar când e bine, cu regret noi, ca societate, nu învățăm să recunoaștem meritele oamenilor care ne-au fost alături. Oleg este cel care a venit alături de noi din societatea civilă, nu este membru de partid la noi în Republica Moldova deocamdată, dar noi sperăm pe viitor și el și mulți din societatea civilă vor fi alături ca noi valul verde european să-l aducem tot mai mare și asupra societății noastre. Oleg, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru intenția de a sprijini Partidul Verde, ecologist. Vin aici să reprezint partea activă, sănătoasă a societății și care vrea să împrăștie vivacitate și sănătate, pedalând, mâncând sănătos. Vreau să vă atenționez că azi e o zi cu multiple semnificații. E ultima zi de primăvară. E Ziua Internațională de Combatere sau Prevenire a Tabagismului. Și eu n-am fumat niciodată în viață și pe toată lumea sfătuie să se lase de fumat, că e o travă. Și vreau ca din funcții de stat să conving moldovenii și cei care trăiesc în Moldova, iată, tot felul de străini, să nu fumeze, că nu-i sănătoși, să nu promoveze asta la televizor. Și mai avem alte vicii cu care să luptăm. Deci pentru mod sănătos de viață, pentru o societate sănătoasă, o să vin să reprezint și dimensiunea drepturilor omului într-un partid verde, ecologist, dar care are grijă și de drepturi de om, nu doar de egalitate de gen, ci și diversitate, de reprezentarea minorităților. Corectule. Și apropo, pentru toți cei care cred că Partidul Verde Ecologist este doar despre păsărele, trandafiri, păpădii și așa mai departe, albinuțe, aveți dreptate, este despre ele, dar este în mare majoritate despre locul nostru în natură și natura în viața noastră. Ce facem noi? Cum facem în așa mod ca și următoarele generații să trăiască bine, să trăiască poate mult mai bine? Și aduceți-vă aminte de fiecare dată când demnitarii noștri merg la Ștefan cel Mare, da? Depun flori, și asta se întâmplă foarte des. Acum pandemia puțin a mai oprit demnitarii. Dar înainte, fiecare săptămână mergeau, depuneau flori și mai departe. Ștefan cel Mare a spus că Moldova nu e noastră, dar urmașilor noștri. Și noi trebuie să lăsăm și râuri, și păduri, și pământ arabil, și fertil. Și de ce noi și oameni gospodari de semne. Și ministru curat. Și ministru curat, că domnul de Băzrații ieri a fost și la ministru noi și ceilalte peste 3.000 de râuri mici care acum sunt în canalizare prefăcute. Următoarea pe listă este Natalia Iasco, o doamnă cu capacități enorme, dar care a fost nevoit ca mult dintre noi, dintre surorile noastre, dintre soțiile noastre de a pleca pe scotare, a muncit, s-a întors, acum își construiește viața aici în Republica Moldova, lucrând în calitate de profesoare, predând, învățând copiii noștri. Natalia, de ce ai venit la noi? De ce vrei să faci campania dată? De aduce valul verde și de aduce modul de viață sănătos la care tind europenii și de ce să nu tindem și noi, cetățenii Republicii Moldova. Da, am trăit foarte mulți ani în străinătate, aproape 15 ani. Partidul Verde Ecologist l-am simpatizat de mult timp, de la începutul formării sale, totdeauna chiar și l-am votat. Din 2018 am intrat ca simpatizant în rândurile Partidului Verde Ecologist. În 2019 am fost ca candidată pe lista Partidului Verde Ecologist în diaspora, pe circunscripția 50. Atunci eram concurenți. Atunci, da, eram concurenți, colegi, acum sperăm să fim colegi. Gata, ne fie. Așa, de aceea, în,
invit chiar toți cetățenii care trăiesc peste hotare să nu uite de problemele ecologice, de biodiversitatea țării noastre. Și încheiind, aș vrea să spun că planeta nu este nici de dreapta, nu este nici de stânga. Ea este a noastră și noi trebuie să o ocrotim. De aceea, fiți cât mai verzi. Viitorul va fi verde sau nu va fi deloc, da? Da. Asta poate să ne spună și Alexandru Ionel, primarul satului Bălăurești, din Răiunii Spureni, unul din cei mai tineri primari din Republica Moldova, om care străduiesc fac foarte mult să promoveze modul sănătos de viață, luptă săracul cu deșeurile permanent, da? Și nu numai. Și el este la noi pe locul 4, anume pentru ca tinerii să vadă că în echipa noastră verde, tinerii au perspectivă și viitorul le aparține lor. Alexandru, ce vrei să spun nou? Salut, dragii mei, salut, oameni cu mintea luminată. Mă bucur să mă aflu lângă această echipă minunată și atunci când ne-am cunoscut, să știți că în mine s-a trezit parcă un alt fel de Alexandru. Din 2019, când i-am cunoscut și am candidat la funcția de primar în satul Bălăurești, deci am fost promovat de echipa Partidului Verde, cu care am și câștigat și cu care voi merge înainte și vom lupta. Dar sunt aici pentru a apăra interesul oamenilor de la sate, care își doresc și ei un mod de viață așa, nu mai rău ca la orașă, dar poate și mai bun ca la orașă, pentru că ei merită. Și totodată pentru a atrage atenția și a cere oamenilor de la orașă să fie tot atât de buni la inimă și la suflet ca și cei de la sate. Pentru a apăra interesele celor tineri și, în ultimul rând, și a doamnelor și a copiilor. Deci, haideți cu noi în echipa verde, mergem doar înainte. Mult nu o să mai ținem atenția dumneavoastră. Vreau să mai spun că 5 filistri este doamna Ana Timiș, care este stabilită în Italia, juristă, a lucrat foarte mulți ani aici în Republica Moldova, a putut să-și facă un viitor, adică o carieră aici, dar într-un moment de necesitatea pentru viitorul copiilor, așa cum încă o dată spun, au făcut zeci, sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, rudele noastre, mamele noastre, copiii noștri, așa a plecat și a reușit să-și facă un trai decent de semne acolo. Ca reprezentant al diasporei, doamna Timiș va fi și ea cu noi, numărul 5. Am încercat să facem o legătură, nu s-a reușit, ca să vă spună și ea, dar o veți vedea în emisiunile în direct, live, care le va face, sau luările de poziție. Abia pe locul 6 mă voi afla și eu. Nu mă prezint, cred că mă cunoaște. Dacă nu mă cunoaște, o să le cunoaștem în parlamentare. Și restul echipei o să o postăm pe pagina de Facebook și site a partidului. Un lucru vreau să menționez în final, că drepturile omului sunt foarte importante pentru fiecare din noi. Și dacă noi vrem să trăim liber, dacă noi vrem să avem un viitor într-adevăr prosper, eu vă invit să vă gândiți foarte bine la, nu la votul util, așa cum vă îndeamnă foarte mulți pe dumneavoastră, că sunt partide mici, sunt partide mari, sunt partide grase, notorii, cu bani, cu saci și mai departe. Sunt partide foarte mici. Nu, sunt idei foarte bune, cum este ideea Partidului Verde Ecologist, ideea care trebuie să ne unească pe noi și a unit pe listă și reprezentanți de regiunea transnistreană și reprezentanți din Găgăuzea și tineri și mai în vârstă și pensionari și șomeri, da, dar care au studii superioare, dar nu au loc de muncă. Și general, până într-un final, unii spun cicate generale la verzi, dar dacă noi ne dăm seama care este viitorul nostru și care este unul din pericolul cel mai mare, noi vedem pericolul ecologic. La noi în Republica Moldova să rămânem și fără apă, tot este un pericol. Este un pericol, noi trăim așa mai departe, să nu ne apreciem femeile noastre și multe altele. Dar eu vă îndemn pe toți să ne urmăriți și când vom fi înregistrați, să
Luați o decizie. O decizie de a trece pe verde și a votat pe data de 11 iulie Partidul Verde Ecologist. O scurtă completare, vă rog, și pentru membrii de partid și pentru activiștii civici care au venit la îndemnul meu, să știe că asta nu e lista definitivă și că până ne ajung de alegeri putem să o schimbăm și să o completăm. Deci cine încă vrea cu echipa noastră să îl contacteze pe domnul Marinuță, să mă găsească pe mine, să-i scrie Olga sau Natalie, și cei de rândul 2 de pe lista noastră, să știe că pot să fie cei din tâi dacă se implică în luna asta, în campania electorală se implică plenarul, să-i vedem convingători sau convingătoare și promovăm în față, așa că îndrăzniți vedeți alături de noi. Deci până pe data de 11 iunie, noi avem posibilitatea să completăm încă acele spoturi care au rămas. Veniți la noi, societatea civilă, vă așteptăm. Lista verde este cea mai bună. Trecem pe verde. Trecem pe verde.